în anul 1856, în timpul ocupației austriece, 5 octombrie 1854, 25 iunie 1856, un fotograf austriac pe nume Angerer a realizat 29 de fotografii panoramice de pe acoperișul Teatrului Național, de pe dealul Mitropoliei și de pe dealul Spirii, iar altele în detaliu, care constituie o imagine fidelă a Bucureștiului din acele timpuri. După ele, s-au reprodus pentru Academia Română și Comisia Monumentelor Istorice 29 de vederi prin bunăvoința domnului Henri Schweifel, care a avut plăcerea să dea publicității aceste prețioase documente. A 29-a copie s-a găsit la un anticar din Paris și reprezintă Hanul lui Manuc, fost hotel Dacia. De asemenea, 16 reproduceri din colecția Schweifel sunt publicate în București din trecut și de astăzi, lucrarea colonelului Popescu Lumină. Pe lângă pitorescul aspect al capitalei și multe case boierești azi dispărute, sunt nenumărate datele ce le putem culege din aceste documente relative la monumentele istorice din București, dintre care notăm monumente cu totul dispărute: Clopotnița și Biserica Sărindar, Biserica Sfântul Sava din actuala piața Universității, Biserica Sfânta Ecaterina din Curtea Arsă, Turnul Colței. Monumente parțial distruse: Catul superior al Clopotniței Mitropoliei, Turla Pantocratorului Paraclisului Mitropoliei, Poarta dinspre vest, Zidurile și bucătăriile Mitropoliei, Turla Clopotniței de zid, Biserica Doamnei. Monumente transformate sau restaurate după 1856: Mănăstirea Radu Vodă, Antim, Biserica Stavropoleos, Hanul Manuc, Biserica Brezoianul cu vechea turlă clopotniță, Biserica dintr-o zi cu arcadele pridvorului încă deschise, Biserica Curtea Veche restaurată de Bibescu și Știrbei, Dâmbovița înainte de canalizare. Din ziarul Gazeta Municipală, apărut în 25 ianuarie 1942, organ săptămânal de informație și critică edilitară condus de Mihail Dragomirescu, aflăm din articolul Amintiri din București de acum 60 de ani, de vorbă cu cunoscutul industriaș domnul Henri Schweifel, proprietar al firmei Schweifel & Co., că acesta era un pasionat cercetător al trecutului Bucureștiului și poseda o prețioasă colecție de fotografii luate în București anului 1856. Din acest articol aflăm o interesantă istorie a acestor fotografii luate de Angerer la anul 1856, în perioada ocupației austriece. Maiorul Eremie Gheorghe, vărul fostului antreprenor de lucrări publice, inginerul Tiberiu Eremie, a fost atașat militar la Viena înainte de războiul din 1916-1919. Pasionat cercetător al anticariatelor și colecționarilor de piese istorice, maiorul Eremie găsește la unul din anticarii vienezi o colecție de fotografii vechi din București, luate de fotograful Angerer în timpul ocupației austriece
în anul 1856. Colecția a fost încredințată de maiorul Ieremie, prietenului său, domnul Henri Schweifel, care prin bunăvoința sa le împărtășește publicului cititor prin intermediul acestui ziar. Din articol aflăm și multe impresii interesante despre București de altădată, împărtășite de domnul Schweifel din vremea copilăriei. Angerer a obținut panoramicele de pe cele mai înalte clădiri și dealuri din București, Teatrul Național, dealul Mitropoliei, dealul Spirii, la ruinele Bisericii Sfântei Ecaterina, dar și câteva fotografii de la nivelul solului, din Cismigiu, de la bisericile Sfântul Dumitru și Sfântul Nicolae, din curtea Palatului Știrbei, unde era înaltul stat major austriac, din curtea Palatului Șuțu și din curtea Palatului Bibescu. Dintr-un număr de 50 până la 100 de calotipii, s-au păstrat 32, 29 dintre ele figurând în albumul reprodus de arhitectul Alexandru Petit, după colecția de negative de hârtie a lui Henri Schweifel din Viena și conservat la cabinetul de stampe al Bibliotecii Academiei Române, unde sunt și câteva originale. Restul, developate de Angerer între anii 1856 și 1870, aflându-se în colecțiile Muzeului Municipal. De asemenea, 31 de fotografii Angerer de proveniență necunoscută, dar cu două excepții, identice cu acelea fotografiate de Petit, se găsesc în posesia unor colecționari particulari. Originale mai sunt și în posesia familiei Dinu Pop din Oradea. Ceea ce e de remarcat e faptul că sunt primele fotografii cunoscute ale Bucureștilor, datorate nu ideii de suvenir, ci a dorinței ascunse a Imperiului Habsburgic de a încorpora țara românească. Astfel, după Londra și Paris, dar înaintea Romei, Berlinului și Vienei, București se numără printre primele capitale europene fotografiate în detaliu, având, cu alte cuvinte, un portret fotografic. Portret ce va deveni o modă abia către anul 1900.